Ați întrebat vreodată care e viața unui hoț? Ce face el zi de zi? Ei bine, astăzi vom afla răspunsul la această întrebare pentru că ne jucăm un nou simulator care vrea să ne explice acest lucru. Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte jocuri interesante pe canal. Și hai să începem viața unui hoț. Va trebui să luăm de pe aici tot ce putem, tot ce ni se pare nouă mai de valoare și level 1 a fost completat și trecem la level 2. Și tot așa, deci practic așa este jocul acesta. Dar bineînțeles, nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade interesante cu jocuri noi pe canal. Poate reușim la episodul de astăzi să strângem peste 9500 de like-uri? Ce părere aveți? Dacă fiecare dintre voi apasă acolo pe acel butonaș de like, eu cred că putem să facem și acest lucru. Uite, trebuie să strângem diamantele de aici. Uite așa, dă-le încoace. Stai așa că nu e așa, asta e level 3. Ce-mi place la jocul ăsta e că fiecare nivel e diferit, știi? Dar fiți atenți, dacă n-ați apăsat încă pe butonașul de like, vă dau o secundă, fiți atenți, o secundă, plec de la calculator, nu mă uit. Ok, gata, m-am întors. Hai să vedem cine a apăsat acolo pe acel butonaș de like. Vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. 300 de diamante. Nu știu exact ce faci cu acele diamante, dar nu o să dăm spin și la aceasta pentru că nu putem momentan. Hai să vedem, deci am intrat aici frumos, opa, trebuie să downloadăm top secret de pe laptop, vedeți? Top secret, downloadează, bam, dar să avem grijă la acel gardian care se cam uită spre noi. Nu știu ce să zic. Hai, copiază repede, bagă, mamă. Și aici bănuții ăștia, din ce am înțeles, poți să-ți faci upgrade la casa ta. O să ai la un moment dat posibilitatea să-ți faci upgrade sau la baza ta unde poți să-ți ții toate chestiile. Hai să vedem. Acest diamant, noi acum ne uităm la chestiile pe care le-am furat, cred. Acest diamant este fals, fake, s-a spart. Ăsta este și mai fals decât atât, e vrăjeală, e sticlă doar. Ăsta este real. Ăsta e real, intră acolo frumos. Bun, acum ne facem upgrade cu bănuții pe care i-am făcut rost. Ia uite, frumos, facem upgrade și la ăsta. Nu știu dacă o să putem să facem 100% upgrade-ul, dar acolo la pușculiță aș vrea să fac upgrade mai mult. Așa. Și la dulapurile astea nu știu dacă... Uite că deja s-a schimbat și casa, vedeți cum arată acum. Level 6 complet. Bun, următorul trebuie să furăm o mașină. Hai să deschidem aici așa frumos. Bam, ia să vedem ce avem de făcut. Conectăm firele, ăsta cu ăsta și gata, am luat mașina. Bam! Deci asta e viața unui hoț, așa face el oare? Aici ne zice că putem să dăm în loc la un nou caracter, dar nu vreau să facem chestia asta momentan. Ia să vedem, de data asta se dă cu cablu acesta și trebuie să aibă grijă la lasere. Ușor, să-i mutăm picioarele și mâinile, să nu cumva să fie detectat. Așa, mâna aia a fost cam la limită, dar am ajuns la safe. Asta e tot ce contează. Așa, aici o să trebuiască să facem aceste bombițe să ajungă direct la safe ca să-l deschidă. Perfect! Bă, până aici a fost relativ simplu, nu a fost complicat deloc, dar să vedem ce ne așteaptă în continuare. Avem aici pe cineva care și-a pus dinți de ăștia de cristal sau de diamant, dar par a fi fake. Adică voi ce ziceți? În mod normal, dacă ar fi real, ar trebui să se ducă cel puțin până pe aici. Adică să fie verde. Dar eu zic că-s fake, ia să vedem. Da, au fost fake. Are aici ceva lanț, dar uite, ăsta e cu 3 liniuțe roșii. Adică clar, de departe, se vede că e fals. Că nu e nimic, niciun diamant adevărat. Așa că îl spargem și pe acesta și nu mai are nimic altceva. Deci, din păcate, nu au fost piese adevărate. Următorul nivel. Și vedeți că la fiecare faci ceva diferit. Adică tot timpul vei face ceva diferit. Aici trebuie să tăiem ăsta. Bam. Uite așa. Dai ușurel. Băgăm ăsta și am furat de aici din magazinul acesta de bijuterii. Aici avem un cod 1593. Stai că doar... merge un piculeț mai greu ăsta, pentru că, uite, eu dau așa. Deci, uite, trebuie să dau în sus și în jos ca să meargă. 1593 era parcă. Că văd că nu mi-l mai... gata, mi-l arată. 93. Ia uite ce a ieșit de acolo. Aha. Level 12 complet. Bun, aici
avem de găsit o amprentă, pentru că cineva și-a pus amprenta aici, dar nu știu, cam mare amprenta asta, adică uitați-vă puțin, atât de mare este mâna și este un deget. A cui e degetul ăsta atât de uriaș? Degetul unui gigant cumva, pentru că în niciun caz un om n-ar avea un deget atât de mare. Dar hai să folosim această amprentă, este corect? Corect, și mai avem încă una aici de descoperit. Hai să vedem. Dăm așa ușurel, ușurel. Și trebuie să mă uit după o amprentă cu o urmă, uite așa, deci nu e nici prima, nici a doua, este chiar a treia. Folosim amprenta și se deschide safe-ul. Bam, perfect. Level 13 completed. Aici mi-arată că poți să obțin această mașină, dar fiecare beneficiu de ăsta ți-l oferă dacă te uiți la o reclamă. Și momentan nu ne vom uita la o reclamă, dar am luat de acolo din safe și fugim. Mașina s-a deschis la spate, uitați-vă puțin și să avem grijă să nu facem accident pe aici. Poliția chiar era pe drum. Deci poliția chiar era pe drum și nu vrem să ne vadă. Și să avem grijă mare, grijă mare. Poliția iarăși. Nu! M-a prins poliția! No! Hai să mai încercăm o dată. Hai să mai... level completed. Ok, te poate trece mai departe chiar dacă ai dat fail? Ok, nu știam, credeam că trebuie să-l faci din nou. Dar, bun, am trecut la următorul nivel. Aici o să avem un scanner cu ajutorul căruia poți să vezi dacă cineva are ascuns ceva de valoare. De exemplu, această persoană ascunde o coroană de aur sub pălăria aia. Nu știu exact cum e posibil așa ceva, dar iată, am găsit. Stai să văd dacă mai... Uite, o tabletă la picior. Unde ascunde, mă frate, tableta la picior? Jocul ăsta așa zice, că ascunde o tabletă la picior. Uitați-vă la piciorul acestei persoane, că nu mi se pare deloc că ascunde nicio tabletă, dar hai să zicem. Așa zice jocul, așa zicem. Ăsta și care un bănuț aici. Hai să asumăm acest lucru, deși și ăsta are un... Uite, zice că are la mână o brățară sau nu? Așa pare? Da, o brățară sau un inel uriaș. Dar când te uiți la mâna ei, n-are nimic. Dar hai să credem jocul pe cuvânt și ăsta are niște bani în servieta din spate. Asta pot să o cred, asta pot să o cred. Mai este aici ceva. Și mai era ceva aici. Puteam să, cred că dacă mă mișcam mai repede, puteam să fac mai mult decât atât, dar n-are importanță. Trebuie să scoatem banii din acest safe prin conducte. Trebuie să modificăm aceste conducte să fie perfecte. Deci asta vine așa, asta vine așa. Și uite, am scos toți banii de acolo, i-am băgat în valiză. Asta a fost mai ușor decât m-am așteptat. Mai ușor decât m-am așteptat. Mystery box, dăm mai departe. Acum suntem la cineva în casă, din ce văd. Am luat o cheie. Și trebuie să mergem să nu ne vadă. Opa. A, te poți face statuie. Uite ce tare. Deci eu merg. Și mă fac statuie, ia fiți atenți că vreau să mă așez fix aici. Sunt statuie. N-ai cum să mă vezi că sunt statuie. Ați văzut? Ce interesant. Gat! Am luat bănuții, am plecat mai departe. Foarte șmecher, frate. Ok, acum trebuie să intrăm cu grapple. Făceam chestia asta și pe GTA, dacă mai țineți minte. Cu grapple pe single player. Dar nu știu în care din asta trebuie să intru, pentru că uite, nici aici nu m-a lăsat. Poate aici? Nu? Băi, un polițist aici. Ăsta se uită și nu știu dacă e idee bună. Că dacă mă dau... Da, trebuie să mă dau peste geamul ăsta, practic. Că dacă mă dau aici, o să mă prindă. Deci nu e nicio afacere. Hopa! Salut, domnule polițist! Salut, domnule polițist! Ce faceți? Uleu, încă unul. Salut! Am plecat! Polițiștii vreau să mă prindă, dar n-au avut nicio șansă. Bun, ne uităm la o casă și văd că are 3 camere de securitate și noi trebuie să găsim semnalul. Deci aici cumva e un semnal de minus 50%, e un semnal foarte, foarte slab, dar trebuie să ne uităm aici prin casă. Uite, aici e un semnal de 100%, înseamnă că aici avea ceva router în casă unde pun eu săgeata acum și s-a dezactivat una dintre camere, am impresia, nu? Ca și apare. Ia, stai să văd pe aici. Deci mai are un router aici sus, gata, le-am dezactivat pe toate 3. Perfect! Deci noi trebuia să găsim semnalul de la router, pentru că ăla a dezactivat camerele și așa ne putea ajuta să intrăm înăuntru. Hai să dăm un dată spin aici să vedem ce ne pică. 500, mamă! Chiar am prins ca lumea. Vreau să fac încă un upgrade la camera aceea. Știți că ne-am făcut noi un upgrade la începutul jocului. A furat o geantă și dă-i cu fuga, dă-i cu fuga, dă-i cu fuga. Ai grijă la polițiști, ai grijă la polițiști. Fugi, 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 fugi.
Mamă, te așteaptă mașinile de poliție chiar aici în față. Și canalul, direct în canal. Dacă n-am avut altă soluție, bănuiesc că a mers și asta. Următorul nivel, am găsit un telefon și avem aici un pattern. Eu nu folosesc la telefon pattern de ăsta. Știu că foarte multă lume folosește, dar mie mi se pare că nu este atât de securizat. Bineînțeles că dacă nu știi pattern-ul, nu vei putea să treci mai departe, dar mi se pare mai folositor să ai un cod PIN decât să ai un pattern. Dar fiecare face cum vrea până la urmă. Știu că foarte multă lume folosește pattern, dar uite, deja l-am ghicit. Bine, că era scris aici, dar 1, 2, 9, 6. Dar zic că poți să dai așa cu degetul să încerci de mai multe ori și poate ai noroc. Level 21 completed, am luat, avem aici un nou caracter, ăsta arată ca unul din Assassin's Creed mai degrabă, așa părea. E câine, am vrut să intrăm la casa asta, dar e câine, sari! Oho, ia-o la fugă băiete că nu e bine. Oh, avem cred că double jump, da, avem double jump, asta vrea să-mi explice jocul. Ok, nu e bine, nu e bine, sper să nu mă prindă câinele ăla, nu de alta, da. Nu cred că e o idee bună. Fugi! Fugi așa, bravo, bravo. Bă, dar trece prin toate gardurile, n-are nicio treabă câinele ăla. Sari mașină, sari! Bine! Am plecat. Am plecat și te-am lăsat, domnule câine. Ok, acum avem, vedeți că e un fel de drum pe care trebuie să-l parcurgem și... Bănuiesc că poți să faci și greșit toate astea, pentru că zis că poți să-ți dea fail. Dar trebuie să trecem pe lângă cheia și după aceea să ajungem aici. Și exact drumul pe care îl faci tu, pe care îl desenezi, asta îl face și caracterul. Am deschis prima ușă și acum bănuiesc așa. Nu! Mamă, ce aproape a fost să mă prindă. A fost destul de aproape să mă prindă. Ok, facem upgrade-uri din nou. Asta e partea mea preferată a jocului, că ne băgăm aici pe upgrade-uri. Aș vrea să upgradez... Uite, dulapul ăsta, de exemplu, de aici, nu pot să-l upgradez. Nu mi-ajunge... caracterul acolo să tragă cu bănuți. Avem 4500 de bănuți în momentul de față. Oho. Dar aș fi vrut să upgradez mai mult de atât. Nu știu de ce, dar am impresia că parcă și prima dată când am făcut upgrade-urile, parcă tot la fel de mult am upgradat. Parcă n-am upgradat mai mult de atât. Nu sunt sigur, dar... Ok. Acum trebuie să... Ce să facem? Trebuie să-i pui picioarele exact așa ca să poată să treacă pe aici. Ok. Grijă mare, băiete, grijă mare. Hopa. Mâna asta aici, mâna asta aici. Picioarele la fel, bravo. Nu știu exact cum s-a făcut săritura aia. Arăta destul de ridicol, dar s-a întâmplat și noi am putut să trecem la nivelul următor. De data asta suntem iarăși la magazin, însă avem mai multe chestii de furat față de prima dată. Deci, hai să vedem dacă putem să le luăm. Ce se întâmplă dacă... asta vreau să știu. Ce se întâmplă dacă furi așa? Deci îți dă o șansă să-l mai faci iarăși, dacă dai retry, dar dacă nu, level complete, adică treci mai departe, chiar dacă l-ai greșit. Bun, aici trebuie să faci, trebuie să spargi sistemul de securitate al acestei case sau ce o fi asta și trebuie să faci ce ar da egal cu 3. Păi 1 și cu 2 ar da egal cu 3, tăiem cablu roșu. Ce ar da egal cu 13? Păi 8 și 5 ar da egal cu 13. Am tăiat și cablul albastru și ar da egal cu 16. 7 și cu 9. Și cablul verde. Perfect. Și am stins luminile și acum putem să intrăm. Ia uite-mă ce săritură am făcut. Ce vorbești? Îmi place că are multe nivele și, v-am zis, nu se repetă, cel puțin până în acest moment. Nu știu exact dacă o să se repete mai departe sau nu, dar până aici mi s-a părut destul de bine făcut jocul. Atâta tot că nu are sunet, din ce observ, și văd foarte multe jocuri pe telefonul mobil care nu au sunet. Nu știu care e faza cu ele. Dar practic muzica pe care o auziți voi pe fundal este pusă de mine, pentru că jocul nu are nici măcar un sunet, nici măcar unul. Dar da, sunt multe jocuri în situația aceasta, jocuri bine făcute, dar fără sunet. Nu știu de ce. Nu știu dacă ați întâmpinat și voi astfel de jocuri, dar am dezactivat cu totul sistemul de securitate cu acel boomerang și am putut să trecem mai departe fără să mai trebuiască să ne strecurăm peste toate alea. Acum o să trebuiască să deschidem ușa asta și asta trebuie să vedem exact. Uite, ăsta a fost bine. Ăsta aici e perfect și ăsta perfect și el. S-a deschis, bun. Ăsta a fost nivelul. Da, fiecare nivel e destul de simplist, dar
descurci până la urmă. Uite, aici trebuie cumva să... Aha, deci l-am dus pe asta două așa. Asta a rămas aici și asta se duce singur aici. Și am făcut cheia. Trebuie să le aduci pe asta două aici. Asta două aici. Am făcut cheia. Level 31 complet. Încă o cheie de făcut. Asta e un piculeț mai complicată, cred. Pentru că uite, când o dai pe asta, vin și asta la alte două, dar până la urmă am reușit. N-a fost chiar atât de greu pe cât mă gândeam eu că o să fie. Mystery box, din păcate, ca de obicei, nu putem să luăm. Uuu, dronă! Mamă, ce vorbești? Fiți atenți că trebuie să intrăm aici în casă. Ia, uite, bă! Cu drona direct luăm astea de aici. Oho! Alea sunt cam grele, nu știu? Adică mă gândesc că sunt lingouri de aur, dar... Par grele, nu știu exact cum le ridică drona. E o dronă specializată. Și am trebuit să-și ieșim afară din casă, cu tot cu ele. Hai că ușurel, ușurel ne descurcăm noi. Mamă, să fie... Doamne, vă imaginați să fie drone de astea? Mi se par foarte, foarte nasoale să existe pe bune. Adică dronele există, dar nu care să vină să-ți ia chestii. M-am prins care-i faza, trebuie să le duci pe amândouă deodată. Bă, ce vorbești? Deci trebuie să-l duci pe la roșu acolo. Da, deci îți intră direct în geantă banii. Lejer. Aici trebuie să furi astea fără să te vadă ăsta. Similar cu atunci când a trebuit să downloadăm chestii. Dragă, trebuie să le luăm pe astea de aici. Stai cu minte, stai cu minte că nu-i chiar așa. Ia uite, ia uite. Frumos. 6.000 de bănuți. Nu știu exact ce faci cu bănuții, că în afară de upgrade-uri, nu știu dacă faci ceva. Și să bubuim aici safe-ul, ca să putem să intrăm. Level 37 complet. De data asta ce? Trebuie palma cu totul și noi o să dezasamblăm sistemul. Și în spate e pur și simplu o chestie de asta pe care o conectăm. Nu mi se pare o securitate foarte bună. Adică te gândeai că bă, trebuie să găsesc palma respectivă și să am amprentele corecte și astea. Dar n-a fost să fie. Ok. Ăsta așa, ăsta chiar aș putea spune pe aici ar trebui să fie corect. S-a deschis lacătul și intrăm liniștiți. Unele dintre ele sunt extrem de simple, sincer să fiu. Ăsta parcă l-am jucat la început. Majoritatea din jocurile astea de pe telefon mobil, simulatoarele în general, se repetă la un moment dat. Și cred că ăsta este momentul în care acest joc, spre exemplu, se repetă. O să vedem și nivelul următor față de ăsta. Deci, level 41 complet. Da, ăsta este finalul jocului pentru că nu i-am mai jucat nivelul ăsta la început. Și, ca de obicei, toate jocurile de genul ăsta se repetă. Bun. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!